cutie, că să ne fie mai ușor la despachetat. O să le depozităm când ajungem acasă și atunci să le luăm pe rând. Să nu trebuiască să despachetăm o cutie și să avem surpriză că se află ceva ce nu avem urgent nevoie de ele. Noi am scris numerele pe fiecare cutie și am scris ce conține cutia pe un carnețel. Când ajungem acasă, în caz că ne trebuie ceva lucru să-l despachetăm mai repede, căutăm lucrul ăla în cutia respectivă. Nu ne punem și desfacem 10 cutii și ne-am nimerit cutia în care avem nevoie de, eu știu, să zic, haine sau ceva. Despachetăm numai jucării și nu mai dăm de haine. Și așa știm fiecare cutie ce conține. Că am despachetat hainele, am terminat cu hainele, luăm altceva la rând sau de ce avem nevoie, ce avem nevoie urgentă. Să le despachetăm. Și așa ținem și evidența cutiilor, numerotându-le, știm la transport câte cutii am încărcat în camion și fiecare cutie ce conține și care este fragilă sau care trebuie să luăm cu noi cutia, că o parte să meargă în camionul și o parte să meargă, o să le ducem pe mașină. Sara aici? Mai împachetez bani. Și unde le duci? În Arad. Și mai împachetez și de în calendar. Ori am prea multe, că trebuie să împachetăm de ele. Da? Ce, Abel, tu scrii? Eu scrie pe cutie ce e cutie. Put-o cu litera A. Aici e cutia lui Abel? Mm-mm. Nu? Asta. Asta e cutia ta? Asta mică. Haide! Ce vrei să ne arăți aici? Aici mai am făcut așa să nu fie mai să nu fie urât, să pot să mai bag, să fie, să pot să mai... Le-ai aranjat, nu? Da. Toată lumea muncește astăzi, nu? Da. Thank you.
Acum a terminat de montat raftul și voi începe să împolez părțile laterale și vă voi arăta cumva că eu fără ajutor. Poate vă dau o idee și atunci când vă veți muta, atunci veți ști cum să faceți singuri. Am așa scaunele copiilor. Și cam așa arată înfoliat. Am apoi am voi continua și cu celelalte, tot așa voi face. Rafturile, cele mici, le voi da, cred că, o bandă scotch, pentru că sunt destul de grele, să zic așa, și sunt un pic mai greu de manipulat și vă voi arăta cum voi da bandă scotch, tot așa cu scaunele de proprii, pun rafturile, le pun cât de cât să aibă așa, să fie într-o linie, să nu fie una stângă, una dreaptă, dar după asta va fi mai greu de dat bandă scotch. Prima dată voi da un rând de bandă de hârtie și după asta scoți, pentru că atunci când voi ajunge acasă și voi despacheta și voi începe să montezi iar dulapul, când voi desface bandă scoți, atunci va rămâne lipicios de la bandă scoți, atunci de la bandă de hârtie. Banda de hârtie mai protejează un pic așa lemnul, să zic. Nu rămâne lipicios de la bandă de hârtie. Și cam așa arată. Și atunci când ajung acasă, cum o vine aici? Nu rămâne lipicios.